Sute de cadouri vor ajunge în următoarele zile la copiii din județul Giurgiu, care de multe ori l-au așteptat în zadar pe Moș Crăciun. Crucea Roșie Giurgiu a demarat la începutul acestei luni campania umanitară Fii Moș Crăciun pentru copiii necăjiți, campanie care a avut rezultatul scontat. Foarte mulți giurgiuveni s-au implicat să aducă bucurie copiilor nevoiași, iar administratorul grupului de firme Nova Force, Venorica Nicolae, este unul dintre ei. Prin contribuția adusă, 8 copii defavorizați vor primi daruri de Crăciun. Nici elevii școlii numărul 8 din municipiu nu au rămas indiferenți și au reușit să strângă foarte multe cadouri, care vor ajunge la micuții din comuna Răsuceni. Vor simți și ei că vin sărbătorile, că Moș Crăciun nu i-a uitat. Vreau să mulțumesc întregului colectiv de cadre didactice de la școala gimnazială academician Marin Voiculescu, profesorilor, elevilor și părinților care s-au implicat în acest proiect umanitar. Noi am strâns cadourile pentru copiii nevoiași de la noi din oraș. Și ce vor primi ei de Crăciun? Păi ce am strâns? Niște alimente, cărțăminte mai mică și haine. Îi dăm haine, dulciuri, rechizite pentru școală și cam atât. Voluntarii Crucii Roșii au fost astăzi la școala 8 să ridice darurile și au fost întâmpinați de elevi cu colinde. Până la începutul săptămânii viitoare, cadourile vor ajunge la 400 de copii nevoiași din mai multe localități din județ.